Până acum, la Casa Județeană de Pensii Gorj au fost depuse peste 4800 de cereri pentru bilete de tratament. Doar 105 dintre acestea au fost onorate până acum. Biletele au fost acordate în două serii și doar la stațiunile de tratament care aparțin Ministrului Muncii. Primele bilete au sosit în februarie, este vorba de prima serie a anului 2010, care a început cu zilele de intrare 20-25 februarie. Am primit 50 de bilete numai în stațiunile unde Ministerul Muncii are baze de tratament proprii. După aceasta au fost suplimentate, am mai primit 10 bilete pentru Bala, toate biletele cele 60 deci au fost vândute. A doua serie este între 10 și 15 martie, am primit 45 de bilete pentru această serie. Anul 2010 vine însă cu vești proaste pentru pensionari. Cel mai probabil celelalte bilete de tratament se vor acorda începând cu luna aprilie, însă numărul lor va fi cu mult mai mic față de anul trecut. Dintre toate reglementările cu care a venit anul 2010, cea mai importantă este că în lunile iulie și august nu vor mai fi bilete de tratament. Din analizele făcute până acum rezultă faptul că cele două luni au fost cele mai solicitate. Anul trecut, prin Casa Județeană de Pensii Gorj au fost acordate aproximativ 3800 de bilete de tratament, din cele peste 8000 de cereri depuse.